Luis, cum e să faci parte din lotul echipei Under 21 la doar 18? Este o mândrie pentru mine. Am muncit foarte mult pentru acest hop, să zic așa, și sunt foarte fericit că sunt aici și am venit să dau totul pe teren. Ai jucat la Under 17 și la Under 19. E acesta pasul pe care l-așteptai? Da, sincer să fiu, așteptam acest pas, așa cum am mai spus, să vin aici să dau totul pe teren, să muncesc și să demonstrez că merit să fiu aici. În campania trecută, Pușcaș a fost mitraliera naționalei. Vei fi tu de data asta? Da, de ce nu? Aș putea să fiu. Dacă muncesc așa cum am făcut-o și până acum, aș putea să fiu și îmi doresc foarte mult. Cum ai trăit tu meciurile echipei naționale Under 21 anul trecut la Euro 2019? M-am uitat la fiecare meci, a fost un turneu foarte bun făcut de băieți. Sincer să fiu, mi-a părut foarte rău că n-au pierdut, dar acesta este jocul și n-au avem ce să facem. Anul 2020 ți-a adus un transfer la Fiorentina. Cum ai fost convins să semnezi cu ei? Da, am semnat la Fiorentina, un club mare de tradiție și acesta a făcut că este un club mare și este un pas înainte în cariera mea. Adrian Mutu este o legendă acolo. Ai vorbit cu el înainte să semnezi? Sincer să fiu, n-am vorbit, dar cu siguranță îi voi cere sfaturi. Este un vis să fii antrenat de Adrian Mutu? Da, pot să spun că este un vis. În cariera mea am avut antrenori, să spun așa, care au jucat fotbal la nivel înalt, Mister Hagi, Achilani, pe care l-am și acum și cu siguranță am multe de învățat de la aceștia. Cu cine ai discutat la Fiorentina? Ribery ți-a dat un sfat? Nu, sincer să fiu, nu am avut. Cu Mister Achilani vorbesc foarte des și mă încurajează foarte mult și îmi dă foarte multă încredere. Ai avut un început bun, ai marcat un gol, ai avut în primul meci o pasă de gol? Da, am avut un început bun și sper să o țin tot așa, că lumea de acolo mă vede foarte bine și nu trebuie să dezamăgesc. Cum vei sărbători primul gol la Naționala Under 21? Vă dați seama că o să fie ceva unic. Nu știu, când după ce dau gol îmi vine pe moment, nu știu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc!